De multe ori am vorbit cu voi și am zis că competiția este foarte, foarte bună pentru piață. Dar de curând în lumea cripto, lucrurile au devenit foarte, foarte agresive. Shiba Inu, o criptomonedă asemănătoare cu Dogecoin, doar ce a explodat în ultima perioadă, iar comunitatea din spate spune că va fi Dogecoin Killer. Wow! Și când zic wow, mă refer la World of Warcraft, doar ce s-a transformat tot într-un gaming, doar că pe miliarde de dolari. Salutare românași de pretutindeni, de la Constanța, străbătând mări și țări, peste oceane, tocmai până la Craiova, satul mare, pentru că așa se simt excursiile cu trenul sau cu mașina până acolo. Mersi că ați venit pe canalul vostru de YouTube, unde învățăm educație financiară și unde uneori voi veniți cu niște idei ciudate, iar eu le transform în clipuri. Azi discutăm despre rivalitatea dintre Shiba Inu și Dogecoin, care sincer au aceeași față în spate. De fapt, amândouă au același meme. Pentru cei care nu ați văzut clipul anterior despre Dogecoin, intrați și uitați-vă, pentru că acolo am vorbit despre Elon Musk și cum el susține practic moneda. Am vorbit despre comunitatea din spatele Dogecoin, planul de viitor ale proiectului și de ce a scăzut de la 71 de cenți direct în cap până la 43 de cenți. Oarecum peste noapte. În primul rând, totul are legătură cu cererea și oferta. Pentru că despre asta este vorba în piață. Fie că vorbim de bursă, fie că vorbim de cripto, ceea ce eu consider personal că spațiul cripto este bursa 2.0, pentru că se pot face bani mult mai ușor. Și am văzut cum Buffett explică despre tipul ăsta de investiție cum că ar fi neetic și că oamenii se simt ca și cum ar paria, și am văzut chestia asta spunându-se și despre TikTok, că este o platformă foarte, foarte neetică și uite că a explodat. Așa și lumea cripto este de fapt bursa pe steroizi. Am investit 180 de euro într-o seară într-o criptomonedă care se numește Pixel. Nu recomand să cumpărați moneda asta, eu am investit la risc pentru că am auzit o vorbă micuță și am intrat rapid. A trebuit să trec printr-un proces foarte complex ca să pot să cumpăr monedele astea. Am luat undeva la 10 miliarde și mă uitam cum creștea constant și până dimineață practic a făcut un 2x, dar n-am scos nimic. Am zis ok, o las, poate măcar face 10x și scot undeva la 1800 de euro. Sau la fel de bine, se poate duce la 0. Tocmai de asta zic că este un risc, dar mi-am asumat riscul ăsta, nu vă recomand să investiți. Și văd zilnic cum apar monede din astea speculative și sunt pline de hype, însă dacă ai auzit hype-ul, deja este prea târziu să o cumperi. Așa s-a întâmplat cu Dogecoin. Se pregătea interviul lui Elon Musk și ușor înaintea interviului, moneda a început să scadă pe piață. Dar build-up-ul de dinainte, mamă, urmează interviul cu Elon Musk, oare ce o să zică, oare ce o să se întâmple? Toată lumea cumpăra, deci prețul creștea. Și la scurt timp înainte de interviu a făcut un dump major. Poate ai auzit de vorba asta, sell the news, buy the dip. Asta înseamnă că atunci când auzi știrile bune, deja este prea târziu să cumperi. Atunci este cel mai bine să vinzi, iar după ce a scăzut, e bine să cumperi. În prezent, Dogecoin se învârte undeva la preț la 50 de cenți, dar nu uitați că resursele câinelui cresc în fiecare an cu 5 miliarde de monede. Asta înseamnă că este o monedă foarte, foarte inflaționară. Dar nu mai inflaționară decât dolarul american, pentru că s-au printat în ultimul an peste 10 trilioane de dolari. Ce înseamnă asta? Pomparea de bani în economie, fără să existe un standard în spate, adică un store of value, cum ar fi aurul, petrolul, o cerere mai mare de imobiliare, alte servicii, este întotdeauna dăunătoare. Un alt lucru dăunător la Dogecoin este faptul că majoritatea monedelor sunt deținute de doar câteva wallet-uri. Un singur wallet deține 28% din totalitatea Dogecoin-urilor lor. Oare cine o fi? Iar undeva la 10-11 wallet-uri maxim dețin 70% din coinuri. Mai nou a apărut o balenă care deține 36 de miliarde de Doge, din totalul de aproape 130 de miliarde. Mare grijă. Deci se leagă niște legături. Hai să vorbim acum despre Shiba Inu. Știți că există anumiți oameni pe care dacă îi lași în fundul gol într-un oraș nou, știi foarte bine că se vor întoarce înapoi acasă, îmbrăcați cap-coadă Dolce & Gabbana și Hugo Boss și dețin jumătate de oraș. Pentru că sunt foarte, foarte descurcăreți. Cei care au lansat comunitatea Shiba Inu sunt exact opusul genului ăla de om. Doar că sunt foarte mulți, comunică foarte bine și sunt dispuși să riște bani împreună. 250.000 pe Twitter, 65.000 de membri pe Reddit, 15.000 de membri pe Telegram. Iar website-ul lor arată ca o platformă de la poliția animalelor. Mai exact salvat câinii. Mai exact salvat Shiba Inu. Pentru că ce contează ceilalți câini. Totodată, ca și proiect de cripto, hai să vedem o reprezentare financiară de-a lungul timpului a proiectului Shiba Inu. A început pe 1 august 2020 listarea pe CoinMarketCap, de ziua lui taică-mi. Se tranzacționa cu 0 dolari zilnic. Tot 0, tot 0, stai așa, 0,00 pe zi. Un upgrade se făcu. A început să înregistreze câteva sute de dolari ca volum zilnic, iar a scăzut la 0 pentru mult timp. Apoi a început să crească ușor-ușor, hopa, câteva sute de mii, aoleu, un milion și îl dau la lăutari. Deja din aprilie 2021 lumea o ia razna complet. What the fuck, 500 de milioane volum zilnic. A început să-și mai revină un pic, stai, șezi, Shiba, 12 miliarde de dolari pe zi ca volum.
până în 11 mai 2021. Chestia este că pe data de 10 mai a fost listată pe Binance și bineînțeles a produs un hype evenimentul ăsta. Și ce ziceam mai devreme că se întâmplă la un hype de genul? Crește prețul. Mulți au cumpărat de pe Binance, însă în timpul ăsta mulți au vândut. Fel și Bainu ca preț se menține undeva la 0,00034 de dolari per monedă până în data de 12 mai. Sincer, am vrut să zic asta cu voce tare acum, pentru că poate ne uităm peste 3 ani de zile în urmă și zicem, mai ții minte, mă, când Shiba Inu era 0,00034 dolari și vom râde malefic. Fie pentru că Shiba era prea ieftin, fie pentru că Shiba nu mai există în viitor. Nu avem de unde să știm ce se va întâmpla cu el. Pentru că s-a vorbit mult despre meme coins în bull marketul ăsta și totul este speculativ în momentul ăsta, nu știm de acum încolo ce se va întâmpla cu ele, pentru că nu au practic nicio aplicabilitate în lumea reală. În afară de faptul că ar putea fi tranzacționate la magazin. Dar nu știu niciun magazin să accepte Shiba Inu sau Dogecoin, la noi în țară cel puțin. Poate în America. Așa că nimeni nu e Nostradamus să spună dacă peste 5 ani de zile va mai exista vreuna dintre ele. Eu unul nu am cumpărat Shiba Inu, însă am cumpărat Dogecoin de 100 de euro atunci când era la 59 de cenți. Am vrut doar să văd ce se întâmplă. Și sincer, nu aș recomanda nimănui să cumpere niciuna, nici alta. Pentru că, practic, vă riscați banii și nu știți ce se va întâmpla cu banii voștri. A, dacă sunteți dispuși să riscați, ok, faceți ce vreți, nu răspunde banii voștri, dar încercați să priviți pe termen lung. Ca și investitor nou, este mai bine să te focusezi pe proiectele care sunt stabile. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Chainlink, pentru că au un istoric în spate și au fost construite până acum și încep să ia amploare din ce în ce mai mult cu aplicabilitate în lumea reală. Și vă mai zic o chestie, nimic care a crescut în lumea asta foarte exploziv nu a rezistat. Tot ce este construit în timp, cu răbdare, va rezista 40, 50, 100, 1000 de ani de acum încolo. Dacă nu cumva explodează planeta și odată cu ea tot blockchain-ul de la Bitcoin, în 2140 se va mina ultimul Bitcoin. Deci termen mai lung ca ăsta ca să investiți nu există. Hai să vedem diferența dintre cele două coinuri. În primul și în primul rând, Shiba Inu a fost construită pe Ethereum. Iar la Doge, practic, s-a copiat white paper-ul de la Bitcoin. Și apoi, între cele două ca rivalitate, mai există o problemă pentru Dogecoin. Am discutat în clipul anterior cum prețul Dogecoin-ului, practic, este foarte, foarte relevant pentru investitorii noi în cripto. Atunci când te uiți în top 10 ca să cumperi criptomonede, te uiți la primele 3. Bitcoin, 56.000 de dolari. Ethereum, 4.000 de dolari. Binance Coin, 650 de dolari. Dogecoin, 50 de cenți. Pe care îl cumperi dacă habar n-ai ce faci acolo? Pe cel mai ieftin, bineînțeles, pentru că ești investitor nou și nu știi ce cumperi. Se pare că alelalte sunt foarte scumpe. Și dacă ai 100 de dolari, de ce nu? Cumperi 200 de Dogecoin. Pentru că te aștepți ca Dogecoin să le prindă pastea din urmă. Dacă Dogecoin să ajungă la 650 de dolari în locul lui Binance Coin și o să-l detroneze. Însă știm că nu așa merg lucrurile. Merg după market cap. Te uiți la market cap-ul total și împarți la numărul de coinuri. Așa că dacă Doge ar trebui să depășească mâine BNB și să ajungă la 650 de dolari, asta ar însemna ca Dogecoin să crească de 1300 de ori. Asta înseamnă că market cap-ul de la Dogecoin trebuie să crească de 1300 de ori. Asta înseamnă că market cap-ul total de la Dogecoin ar trebui să ajungă de 10 ori mai mare decât tot market cap-ul din cripto în momentul ăsta. Adică de 20 de ori mai mare decât market cap-ul de la Bitcoin. Deci nu merg așa lucrurile. Dar cei care nu înțeleg chestia asta, cumpără foarte simplu. Și dacă sunt câteva sute de mii de oameni care cumpără instant, market cap-ul va crește. Asta nu înseamnă nimic versus o balenă care ar putea să vândă 30 de miliarde de Dogecoin. Ar cădea prețul instant. Tot prin psihologia prețului, gândește-te acum la prețul de la Shiba, care în ultima perioadă a crescut procentual ca acumularea de presiune de la explozia de la Chernobyl. 1900% în ultima săptămână, 38.000% în ultima lună și 2.000.000% în ultimul an. Dacă asta nu sună ca o ultimă strigare înainte să devenim radioactiv în tot sud-estul Europei, atunci nu știu ce mai strigă atenție mare din 2021. Dani Mocanu liber? Deci frumoșilor, cu oricare din coinurile astea aveți mare, mare grijă. Toate charturile arată crescător în momentul ăsta pentru că suntem în bull market și toată lumea e dispusă să arunce niște bani în locuri total nepotrivite. Așa că dacă investiți, fiți atenți ce se spune prin comunități, pe Telegram, pe Reddit, poate chiar și pe Twitter și ce evenimente se anunță în viitor despre proiectele criptomonedelor. De exemplu, Elon a vândut prima excursie în spațiu plătită cu Dogecoin, dar totuși prețul se menține. Gândiți exact în felul ăsta, când cineva câștigă bani din cripto, cineva sau mai mulți cineva o să piardă bani. Deci tu dacă ai investit 1000 de dolari când Dogecoin era 10 cenți, și ai vândut când Dogecoin a ajuns la 50 de cenți, ai făcut 5.000 de dolari. Asta înseamnă că cineva sau mai mulți cineva au pierdut 4.000 de dolari dacă au vândut când erau pe minus. Deci cei care se pricep la domeniul ăsta și fac trading de ceva timp, ei o să facă bani, iar noi o să pierdem pentru că nu știm, nu avem experiență. Așa că pentru orice începător în cripto, recomand să investiți în proiecte care deja au un istoric în spate și au aplicabilitate în lumea reală. În primul rând, Bitcoin, Ethereum, Chainlink, ADA, Polkadot, eGold, care este Elrond făcut de români. Dar cel mai ok portofoliu pentru tine dacă ești începător ar fi 75% Bitcoin, 20% Ethereum și 5% dacă vrei tu să ridici niște bănuți
în niște coinuri care au potențial major în viitor. Gen Doge, Shiba sau orice are risc mare. Însă nu recomand proiectele astea nimănui decât dacă sunteți dispuși să pierdeți aia 5%. Deci ai grijă cum îți formulezi portofoliul în cripto și pentru asta îți recomand să te uiți la alții care sunt bazați oarecum pe domeniul ăsta criptomonede și învață asta de ani de zile decât să te uiți la mine. Eu sunt foarte, foarte la început, la fel ca și tine. Am un portofoliu oarecum puțin amestecat care a scăzut de la 5.000 de dolari la 4.300 de dolari în 20 de minute. Acum 2 zile și ușor, ușor, bineînțeles, își revine. Tocmai pentru că am ales proiecte solide și nu am vândut nimic când a venit dipul. Și mai am 3 Elron puși pe Maiar la staking ca să producă niște Elrons mai micuți. Am cumpărat e-gold-ul direct pe Maiar ca să pun la staking să văd exact ce se întâmplă cu ei. Și în prezent toate coinurile de pe Binance, Bitcoin, Chainlink, Cardano, Polkadot, VeChain, le am pe toate la staking pentru 7 zile pentru că oricum stăteau degeaba acolo. Și ele produc niște puiuți micuți. Pentru că dacă tot stau degeaba și nu fac trading cu ele, măcar să producă ceva. Este exact ca și cum ai ține o sumă de bani, ai depune-o la bancă într-un cod de economii și banca ți-ar da înapoi un 1%. Însă ești foarte condiționat cu banii aia. N-ai voie să te atingi de exemplu, un an de zile. Eu am pus pe Binance la staking pentru o săptămână. După ce se termină astea 7 zile, eu pot să iau din nou toate coinurile și să le pun acolo. Poate am mai și cumpărat în timp și o să producă și mai mult. Deci dacă ai auzit de termenul DeFi, adică Decentralized Finance, este exact genul ăla de bancă, doar că este online și se folosește prin mediul cripto. Practic ai pus o criptomonedă la staking sau undeva la peer-to-peer lending pe o platformă care permite DeFi-ul și o să-ți producă nu bani, ci același token, aceeași criptomonedă pe care tu ai pus-o acolo și ai blocat-o. Așa cum banca, după ce ți-a ție banii pentru că i-ai depus în contul de economii, se folosește de banii ăia și după aia îi dă la împrumut mai departe. Poate să facă asta de 9 ori. Adică dacă eu mă duc la bancă și depun 100.000 de euro, banca poate să îi împrumute de 9 ori. Adică poate să dea 900.000 de euro împrumut. Și de acolo o să facă bani din dobânzi și comisioanele băncii pe aici pe acolo. Eu, de exemplu, la Maiar pe staking am 16% return. Păi unde-i 1% la bancă, unde sunt 16% pe Maiar? Pe BlockFi, de exemplu, dacă intri și plasezi acolo Bitcoin, o să-ți dea 6% anual. În Bitcoin, care bineînțeles și Bitcoinul se apreciază. Însă este ca o dobândă compusă de 6% care dacă comparți, de exemplu, lunar, îți dă înapoi platforma în Bitcoin, îi pune lângă ceilalți Bitcoin și dobânda va fi 6%, dar din ceva mai mare. Deci până la sfârșit de an e posibil să primești 6,5% în total în Bitcoin. Asta este diferența dintre DeFi și bănci. Decentralized Finance și Centralized Finance, care este banca. Așa că, frumoșilor, mersi că v-ați uitat la clip până la final și mă bucur că faceți parte din comunitatea noastră de pe YouTube. Sper că faceți parte. Dați și un like la clipul ăsta, dați și un subscribe. Hai să ajungem la 1 milion de subscriber până la sfârșit de 2021 și să apărăm la televizor ca o comunitate fanatică ce suntem în România și hai să ieșim să facem diferența. Lasă și un comentariu dacă vrei să auzi mai multe chestii despre alte criptomonede care te interesează. O să aveți și niște linkuri în descriere dacă vreți să investiți în Binance sau în Coinbase și o să vă pun și linkurile unde am explicat cum trimiți bani pe Binance și cum cumperi monede pe Binance. Pentru că eu fiind la început mi-am prins foarte mult urechile și mi-a luat ceva până am învățat. Așa că, frumoșilor, v-am pupat pe data viitoare.